Salutare tuturor, eu sunt Anuț și bine ați venit la primul episod de Minecraft. Bun. Ok, deci pentru început punem pe single player. Stai, nițel. Ok. Mod survival. Pe normal să fie. Ok. Numele lumii. Lumea lui Anuț. Gata. Two thousand years later. Da. Vai, stai, unde sunt? Nu pot să cred. Sunt fix în junglă. Adică, uite, uitați-vă puțin ce am aici. Nuș de cocos. Frate, fix în junglă. Ok, deci să tăiem lemnul. Wow. Deci, chiar nu mă gândeam. Dacă voi nu știați, jungla este cel mai rar ecosistem din Minecraft. Mai trebuie să luăm lemne, bineînțeles. Băi, da, vedeți, după cum puteți observa, eu dau un lemn cu niște cacao. Bine. Și am luat 6 lemne. Stai să mai iau niște cacao. Deci, noi o să locuim în junglă. Chiar nu mă așteptam la asta. Ce noroc! Mai mult lemn, pentru că... Aoleu! Așa. Lemn. Revenim când am luat destul lemn. Gata, am 12 blocuri de lemn. Și acum... O să facem felul următor. Apăsăm pe E. Sunt Alex. Yay! O să fac... stai, cum se făcea? 1, 2, 3, 4... Ah, nu, stai. Ce? Așa. Și acum o să facem crafting table-ul. Ce greu e să muți toate obiectele astea. Yay! Sunteți pregătiți? Wow! Și acum, ce să facem? A, da. Bețe... Bruh, look at this dude! Stai, nu așa se făceau bețele. Așa se făceau cu din ăsta. Ăsta-s, mă. Ok, bețe. 1, 2... Nu, stai. Băi, mereu mă încurc. Pentru că întotdeauna toporul se face din chestii din astea. Și nu mai am. Ok. Și avem toporul din lemn. Și ce să mai construim? Hai să facem și o sabie.
Nu, stai, asta e o lopată. Sabia. Da, stai. Nu cred. Toporul este mult mai puternic decât sabia. Dar este mai lent la viteză. Ce-i drept, nu știu care e mai bun, sabia sau toporul, dar hai să facem ca la carte, să omorâm cu sabia. Bine, sper să găsesc vreun panda pe aici, pentru că sunt așa de drăguți. Dovleci! Acum am ce să mănânc. Hai să o facem cu toporul, ca să... stai, așa. Bun, prieteni, deci, momentan, pentru primul episod o să locuiesc în junglă. Am să fac o casă în copac. Pa, că am adunat toți dovlecii. Să mai arunci de cacao, e bun. Pentru că am auzit că din cacao se fac prăjituri în Minecraft și hai să facem prăjituri într-o zi. Ok, știți că, după cum ați știți din titlu, joc pentru prima oară Minecraft. De fapt am mai jucat o dată pentru prima oară Minecraft la școală, la informatică, în prima oră, când ne-a lăsat să facem orice pe calculatoare. Doar că nu prea știam cum se joacă, dar acum că m-am uitat la niște chestii, am prins și încredere și acum pot să mă joc. Și asta e, Doamne! Nu sunt oi pe aici și nu pot să-mi fac pat din lână, din nașpa. Am să mă urc acolo pe muntele ăla, pentru că sigur sunt oi pe acolo. Pepeni! Nu sunt și pepeni ăștia? Ok, hai să mergem prin munț. Ia uite! Vedeți și voi? E un templu din ăla. Dar ne întoarcem altă dată. În alt episod, probabil, când o să fiu mai pregătită. Mă, ce greu e să urci pe muntele ăsta. Haide, e vreo oiță pe aici. Hai să dau pe control, să merg mai repede. Oh, ce repede merg. Hai să nu mă apăs pe space, că mă enervează cum face așa, cum sare, pum, pum. Oh, văcuță! Scuze, văcuță, dar salut. Am să te omor. Vino. Oh, ce repede am omorât-o. Adică, cred că o pot omorâ mai repede de atât. Mamă, mai... este vreo oiță pe aici. Uite flori. Da, nu-mi trebuie. Ia uite cum se vede jungla de aici. Mam, și aici muntele. Cu zăpadă. De lângă jungla tropicală. Wow. Încă un dovleac aici lângă munte. Și cărbune. Oh, frate. O să stăm aici 2 ore. Uite-ai ce? N-am niciun cărbune. A, uite o plajă aici. Aici o mină, dar nu ne băgăm, e întuneric și eu încă nu am torțe. Later. O, Doamne, mi se pare că se face noapte și n-am nicio casă. Hai că îmi fac aici o casă. O, frate. Bine. Așa, să fac o casă, de așa, 1, 2, 3, 4, gata!
Nu mai văd nimic. Bineînțeles, am să mănânc. Asta e nițel. Bun, deci, te mai cea... Nici măcar nu mai știu unde e ieșirea. A, gata. Am văzut o albină. Mă bucur că n-a venit niciun monstru pe aici. A few moments later. Bă, a venit aici unul din ăsta care trage cu arcul. Nu, nu, nu! Wow! Mamă, deci ce m-am speriat! Deja vu! Mamă, uite, se face dimineață. Dar încă nu e dimineață complet. Deci să așteptăm. După mai căutăm oi. Vânătoare de oi. Da, stai. Bine. Unde e soarele? Cred că e acolo. Revenim la vânătoarea noastră de oi. Băi, dar nicio oaie. Îți bagi joc de mine. Frate. One eternity later. Mă, asta este de greșit. Ia uite cum stau copacii. Natural, așa. Oh, vai. Nu se poate. Ce tare arată locul ăsta, Doamne, ce frumos e! Ia uite peștișoare! Oaie! În sfârșit, oaie! Deci aici stau oile, în câmpia asta cu râu. Salut, oaie! Nu vreau să-ți fac niciun rău, niciun rău! Da! Băi, aia era singura oaie din pădure. Haideți, oilor, nu o să fac nimic cu acest topor. Bă, mă rotesc când încerc. O să caut acolo. Ce să ia? Ghiocei! Mă, sau nu, nu cred că-s ghiocei. Sunt lăcrămioare, cred, dar eu o să le zic ghiocei. Hai să nu folosesc toporul pentru a lua ghiocei ca să nu stric. Mă, câți ghiocei? A, credeam că o mai... Bă, nu mă mai păcăli văcuță. Ia, unde e oaia? Nu știi. Ah, porci! Dar n-am nevoie de porci. Decât de carne. Băi, sunt porci, vaci, sunt chiar și albine, dar nu sunt oi. Nu sunt oi, pe bune. Ah, yes! Stai un pic. Dacă vreau să fac un pact, am nevoie de lână din aceeași culoare. Băi, s-a oprit camera din filmat și sună telefonul cuiva. Dar nu e al meu. Mă, ce mâine, îmi lasă melodia de la telefon. Oh, da! Yes! Am găsit oi vaci pe câmpia asta. În sfârșit s-a oprit și soneria de la telefon. Scuze oilor, dar o să vă omor. De fapt, doar pe astea albe. Yes! Unde pleci tu, nebunatico? Oh, da! Bine, acum apăs pe E. Nu, stai. Bă, fix acum se face noapte. Trebuie să mă grăbesc.
Nu, nu asta, nu așa. Așa și... Ah, firar! O, da! Yes! Sweet dreams! O, da! Bună dimineața! Neața, neața! Am să iau patul acesta după mine și asta după mine, dacă s-ar sparge. Bun! Știți ce? Băi, tocmai voiam să mai fac o armă, că aproape s-a dus bateria la armă. Bateria. Și... De fapt am sabia, deci... Mai am una de rezervă. Ok. O să-mi fac o casă chiar aici. Mamă, ce prăpastie. Wow. Am să mă duc să iau niște lemne și să-mi fac o casă, așa micuță. Dar nu știu cum se fac, cum se fac ușile. Bine, lemnul ăsta ar fi bun. M-am un pic și mare bateria la unealta mea. Hai să mai iau un copac. Oh, s-a terminat bateria la armă. Ok, o să fac cu mâna. Bun, cred că e suficient pentru o căsuță dinamică. Dar îmi trebuie și acoperiș. Eu o să fac acoperișul pătrat. Ok, totuși e mai greu, așa că ia cât am. 17, e de ajuns. Așa, oh, nu. Așa, una, două, trei, una, să mut asta aici și asta aici, ce o să mai fac și astea, da. A, nu, 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 mă enervează chestia asta. E frumoasă casa, ia uitați. E frumoasă casa, ia uitați. No, 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 no. Am terminat casa. Haideți să o vedeți. Ta-da! Este cea mai frumoasă casă din lume. Este cea mai frumoasă casă din lume. Haideți să mai craftez și eu ceva. Gata. Acum hai să mă omorâm niște animale. Stați. Va trebui să pun un semn aici ca să știu că e casa mea. Nu contează. Dar de fapt am făcut un mic acoperiș. Uite, o oaie. Ușor, simplu. Încă o oaie gri. Floricele. Ia uite câți porci sunt acolo, nu cred. Scuze, porcușorilor.
Se face noapte. Ia, uite cum apune soarele. Bine, dar haideți repede să ne ducem să dormim, pentru că nu vrem să fim prinși de zombi sau altceva. O, repede, 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 repede. O, da. 2, 3. A, stai că încă nu s-a făcut noapte. Haide, haide, așa. Este. Bine, chiar și la mine s-a făcut noapte, așa că hai să aprindem lumina. Yay! Așa, e dimineață aici. Ia, stai la răsăritul. Am ratat răsăritul. Bine, doamne, mi-am îndreptat casa fix spre răsărit, adică cred că la est. La est răsare soarele. Bine. Hai să revenim la porcușorii noștri și să-i omorâm. Scuze, porcușorilor. Scuze, porcușorilor, îmi pare rău. Îmi pare rău, dar îmi trebuie mâncare pentru tot drumul. Frățele. Parcă cu fiza roșie, doamne. Unde... Băi, deci dacă nu văd casa, eu nu mai știu unde este. A, uite acolo. Da, cum se vede din zare, ia uite, toate culorile posibile. Lemn din ăla, lemn, maro, pământ și dovleci pentru acoperiș. Da, este o casă foarte ingenioasă făcută. Hai să decorăm puțin pe aici cu niște florițele. Ce frumos! Bă, se notează? A, uite, e soarele. Nu, este cam... Soarele e deasupra, așa că este... 12 dimineața. În Minecraft. Știți ce? O să craftez... încă un topor. Și o să începem să săpăm. Ne-am folosit toporul degeaba. Bine, o să iau, cum să zic, lemne. O să iau lemne și atât. Ca să îmi fac topoare la infinit. Și... se face noapte. Intrăm prin intrarea noastră foarte frumoasă. Patul nostru nu e aici, deci... patul e aici. Și... haide, hai. Bă, nu-i noapte? Haide, apune soarele. Acum. Da, la fix, cred. Ok, am să-mi continu lucrul de tăiat lemne. Bă, știi cum făceam? Deci mă roteam așa și mă roteam și cu capa. Adică, uite, niște porcușori. Hai să facem greata asta cu sabia, că n-am folosit-o deloc, hai să testăm. Scuze, porcușorilor. Ați văzut vreun sat? Nu pleca! Bine, nu știu dacă... Oh, un sat de villager! Nu cred. Ce noroc pe mine! E o ticăluță acolo, vedeți? Bine, deci aici o să mă mut și o să funăm ceva de la villagerii ăștia. Poate găsim diamante sau smaralde din alea. În seria de Minecraft o să zicem emeralde, că ca în engleză, cu accent românesc. Ia, yeah. Casa numărul 1. Dar și pat galben. Bă, ce-i cu scaunul ăsta de 2 lei? Bine, nu-mi trebuie pat acum. Am pat, nu contează neapărat ce culoare are. Bine, casa numărul 1. A, uite ce golem.
drăguț. Casa numărul 2. Salut! N-ai nimic? Ești sărac. Ai închis-o? Da, ai închis-o așa. Ai închis-o așa după mine. Ia. Bă, dar se sărac, bă. Ia, nu. Oh, se iau ceasul. Doamne, se iau clopotul ăsta. Oh, nu, l-am distrus și nu mai e. Asta e să te ai. Mai sunt case? Ia, uitați ce țărani. Bine, o să iau asta, scuze că ți iau jobul. Ce faceți aici? O să iau și asta. Nu trebuie ca toată lumea să fie țăran. Asta e casă de bogați. Tu ce ești? Păi n-aveți niciun chest. Interesant. Da, să o distruge. De fapt, nu. Închide tu. Închizi tu așa, bine. Casa nu... Wow, dar ce e casă urâtă. Știi ce? O să rup gardul ăsta când trebuie. Uite aici o mină. E bine că avem aici o mină. Omule, ce vei? 20... Nu am, scuze, n-am. Nu-i nimic. Îmi plac că villagerii își fac treaba aici. Eu o să locuiesc aici. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog dați un like. De fapt, apăsați butonul de like și dați-mi subscribe și apăsați pe clopoțel pentru mai multe videoclipuri tari. Și ne vedem data viitoare. Pa!